Salut, camarazi, bună ziua, că uite, e aproape 1. Vă salut cu mare drag. Sunt pe aici, în centru, pe strada Boteanu, paralelă cu Magheru sau cu Bolcescu. Cu Bolcescu. E o stradă micuță, mai liniștită. Uite, să vă arăt o bisericuță frumoasă care e vis-a-vis. Și acolo e fostul hotel și restaurant Lido. Am început treaba aici cu turiștii. Am și mâncat. Am fost la o piață și mi-am luat o caserolă de icre cu ceapă. Am mâncat-o bine, 150 de grame. Am mâncat-o cu ceapă și cu usturoi. De la usturoi de la nou, care e sănătos. Am câștigat și niște bănuți de la un turist neamț. Am mâncat și o jumătate de kil de cireși, dar parcă nu prea aveau așa gust. Dar mă rog, depinde de unde lei, dar sunt mai ieftine. Sunt 6 lei kilogramul. Pentru 3 lei am mâncat o jumătate de kil de cireși. Și când mă așezasem într-un părculeț să mănânc, cine credeți că mă recunoaște? Un așa zis scriitor după la Giurgiu, care are un apartament gol pe Giurgiului, pe la Progresul, zicea că mi-l dă ca să stau în el și îmi plătesc doar lumina și apa, fără chirie. M-a făcut să mă duc până la Giurgiu. Când am ajuns la Giurgiu, a zis că are treabă să duce la o firmă 3-4 ore, deci m-a pus pe drumuri degeaba. Omul cred că are și o problemă la mansardă, știi? Așa. Și acum ar fi vrut să mănânce și din cireșile mele, știi? Dar am văzut că era, se vedea că era și puțin neîngrijit și puțin debusolat așa mental, dar mă rog, ăștia sunt oamenii cu ăștia de filon. Și deci mi-am mâncat cireșile liniștite, că eu mâncam și în loc să mă lase să mănânc liniștit, el trâncănea lângă mine. Nu e, mi-am dat seama că omul, chiar dacă e născut în Giurgiu ca și mine, nu avea toate țiglele pe casă să vedea, știi, așa că am mâncat, mi-am terminat masa, l-am salutat și m-am topit, știți? Așa. Diseară am vorbit cu ungerul meu păzitor, o să dorm iar la el în boxă, în boxa blocului. O să vă filmez că mai am o bucățică de cocoș, cred că mai am pieptul, un copan și nu știu ce mai e pe acolo. Îl fier bine și după aia mai am un kil de mazăre. Până să fierbe cocoșul, o să curăț mazărea. Mi-am luat de la piață niște roșii, doi morcovior, un dovlecel și niște mărar, așa că o să iasă gustoasă. Mie îmi place mâncarea de mazăre, deci mă chipzuiesc și eu că am mai câștigat câțiva bani și astăzi mi-a trimis un camarad o mică donație, îi mulțumesc frumos, să fie sănătos. Știu că oamenii care îmi fac donații îmi fac din sărăcie, adică din puținul care au ei, deci cu atât mai mult e de prețuit că bogătanii, în general, nu dau la nimeni. Și mai repede îți dă unul care are puțin sau foarte puțin, că știe ce e amărăciunea, știți? Deci asta e lumea în care trăim. Baba, a trecut o femeie pe lângă mine și fuma. Și tot fumul a venit la mine, că așa e, fumul vine la nefumători. Deci o să văd la ce oră mă duc la Cristian, poate fac live-ul mai pe la 6, să ajung mai devreme, ca să mănânc și eu mai devreme, știți că e mai bine să mănânci pe la 6-7 decât să mănânci pe la 10-10 jumate, nu e ideal, înțelegeți? Așa, deci mai mă uiți după o gagicuță frumoasă pe aici, uite să vă arăt o gagicuță care tocmai a trecut o roșcovană, așa, ce să zic, sunt optimist ca în tot, auziți? Bate clopotul de unul, a bătut de unul, în direct, în direct ați auzit clopotul de unul. Deci mai mă uit și o să vă poate mai câștig câțiva bănuți, că nu strică un bănuț în plus, nu e vorba de avere, e vorba de chipzuială și de supraviețuire, știți că asta e, trăim vremuri grele, sperăm să nu vină și mai grele, să
să mâncăm, eu știu, rădăcini de prin pământ, știți? Așa, deci dacă sunteți la masă, uite că a bătut unul, vă doresc poftă bună, să vă fie de bine, vă doresc o zi frumoasă de marți, luminoasă, chiar dacă e acoperită, dar văd că soarele vrea să iasă. Vă doresc o zi, că noi avem lumină în suflet, că suntem catari, știți? Așa. Deci, vă doresc o zi luminoasă, frumoasă, armonioasă, cu bucurii, cu succese, cu dragoste, că dragostea e un element primordial pe lumea asta. Vă pup cu drag și rămânem precum catarii umăr la umăr. Pa, camarazi!